Salut, balanțe! Voi face citirea pentru săptămâna 2 octombrie, 8 octombrie. Deja vorbim de zodia balanță, la mulți ani balanțe. Și să vedem această săptămână pentru balanțe. Nu uitați că Mercur vine și el în balanță, Soarele este în balanță, Marte în balanță. Deci, Venus mai rămâne în Leu, nu pentru mult timp, dar mai este în Leu, asta este. Și toate vor face opoziții cu Neptun, cu Saturn, într-o primă etapă au făcut. Deci, schimbare. Pentru voi, schimbarea este un talisman al norocului, o schimbare foarte puternică, o schimbare în gândire, în mental, în sentimente, în relații, în comunicare, în creativitate, în energie, în vitalitate, în sentimente. Deci am spus cam totul. Deci este o schimbare care depinde numai de voința voastră. Voi veți putea opri această schimbare. Schimbarea este ca o protecție din partea divinității. Aveți acest cerc care vă protejează. Să vedem voi. Și iată, voi începeți săptămâna cu schimbări, schimbări care să vă aducă liniștea, armonia, alături de prieteni, de partenerul de viață. Deci schimbarea vine din partea voastră. Voi vă luați aceste schimbări astfel încât să mergeți spre ape liniștite, să nu vă mai agitați. În schimb, bucuria, fericirea voastră este să începeți ceva nou, să aveți o inițiativă. O inițiativă legată o inițiativă legată de o creativitate, de un hobby, de ceva care s-ar putea să se dezvolte, să crească, să expandeze și să vă ajute foarte mult. Deci este o creativitate benefică pentru voi, acest 3D bâte. Să creați ceva, este o creativitate, dar și, cum se spune, o inițiativă de care trebuie să vă țineți, să vă ocupați tot timpul, să faceți ceva și totul va fi foarte bine. În schimb, adică va aduce fericirea această inițiativă. Luna în pești. Luna, am putea spune că este o arcană de fapt de tensiune. Este un drum pe care voi v-ați angajat. Poate să fie vorba de studii, de un curs, de călătorii, de ceva care va fi foarte greu. Adică nu va fi un drum ușor. Va trebui să vă gândiți că acest drum este păzit de un câine, de un lup, de un rac. Deci persoane care sunt nepăsătoare, nici nu se uită la voi, nici nu interesează persoana voastră. Persoane care vă mint, vă lingușesc, vă întind capcane. Deci trebuie să fiți foarte atenți pe acest drum pe care porniți. Dacă puteți, nu începeți acest drum. Dacă trebuie să-l faceți neapărat, atunci trebuie să observați și să acționați în consecință. Deci este un drum foarte dificil, acest lună.
Vorbim de călătorii. Poate că unii trebuie să faceți o călătorie sau poate că trebuie să mergeți la un examen sau să începeți să studiați ceva, să cunoașteți ceva. Resursele. Locul de muncă. Cariera, menirea voastră. Balanța cu spada. Deci, speranțe. Vă puneți mari speranțe legate de resurse, de bunuri materiale. Sperați să rezolvați o problemă cu un bun material. Sperați să rezolvați, eu știu, o resursă, să primiți resurse mai bune, poate o creștere de salariu sau aprecieri din partea șefului, a șefei. Deci este un fel de speranță, dar în același timp această speranță este speranța de a vă proteja drumul astfel încât să priviți spre soarele dreptății pentru a primi știința adevărului. Deci să vă protejați calea în viață. În schimb, patru de spade la locul de muncă sau poate legat de sănătate, sunteți într-o stare de meditație, de gândire, de analiză. De ce s-a întâmplat evenimentul ăsta? De ce am problema asta? De ce? Unde am greșit? Ce pot să îndrept? Ce pot să fac? Este o căutare și o analiză unde s-ar putea să aveți și o părere de rău că n-ați acționat când trebuia și n-ați observat că aveți o problemă sau n-ați observat o persoană care nu este de încredere. Și acum aveți această stare de meditație, de gândire, de analiză. În schimb, dreptatea, justice. Dreptatea în acest aspect de carieră, menirea voastră. Poate că menirea voastră este această dreptate sau menirea voastră este dreptatea, am zice, să vă faceți dreptate sau să tratați cu dreptate pe ceilalți, fiindcă vorbim de balanța cu spada, să îi tratați pe ceilalți în mod egal, echilibrat, sau poate să reprezinte și dreptatea divină. Balanța întotdeauna reprezintă adevărul și dreptatea divină, eternă. Aceasta poate să fie menirea voastră. Vom merge mai departe. Comunicarea, contracte și relații. În comunicarea cu frați, surori, veri, vecini, voi aveți familia alături. Cu frații, vă dați seama, sunteți în aceeași familie, comunicați. Dar cu vecinii, nu este totuși aceeași familie și păstrați totuși familia alături de voi în această comunicare. Aveți familia alături. Într-un contract, o asociere, un proces, nebunul. Este poate vorba de un contract care va obliga să stați într-o stagnare, să nu puteți să faceți nimic, să nu puteți să mișcați nimic, să nu puteți să progresați. Și acum vreți să vă luați o șansă. O șansă care pentru ceilalți pare să fie o, cum să spun, o aventură. Să fiți aventurieri, să fiți rebeli, dar totuși voi vă doriți această șansă, sunteți omul care s-a săturat să stea în stagnare și vrea o șansă, dar nu-și calculează riscurile, fiindcă asta reprezintă aceste riscuri în fața voastră, nu vă calculați aceste riscuri. Bine este să fiți totuși atenți la ce șansă vreți să vă luați în acest contract? Să nu semnați ușor un contract, o asociere sau să nu vă aruncați într-un proces.
În schimb, asul de monede arată că prietenii, protectorii, vor să vă ajute sau chiar primiți bani din partea lor, bani care vă dau o stare de bine, bani pe care puteți să-i utilizați pentru a achiziționa o casă, o mașină. Deci este un fel de talisman al norocului și mai aveți un talisman al norocului. Deci acest talisman al norocului este foarte benefic. Este bine să faceți investiții atunci când soarele este într-un aspect benefic cu Jupiter. Familia, schimbarea și sacrificiu. Sau menirea voastră. Sau menirea, karma voastră. Deci aici să vedem familia, căminul, trecutul, șapte de spade. Am putea spune că ceva este falsificat, un act falsificat în familie. V-au lăsat, să zicem, fără armele cu care să vă apărați, fiindcă acest individ fuge cu armele. Deci nu aveți cum să vă apărați față de ceilalți. Am putea spune că în familie nu găsiți, sau din trecut, nu găsiți un sprijin. Din contră, persoane care în ascuns, pe ascuns, fiindcă acest furt al armelor este făcut în ascuns, pe hoție. Cam același lucru putem vorbi de trecut pentru voi. Schimbarea pentru voi este legată de muncă. Sunteți foarte concentrați, munciți foarte mult, o muncă serioasă, o muncă care vă solicită și vă ajută. În schimb, karma voastră este să vă descurcați atunci când vă treziți cu o veste care vă blochează. S-ar putea să primiți o veste care vă aduce un blocaj mental, dar puteți să ieșiți din acest blocaj dacă vă recreați, dacă vă eliberați mintea de acest blocaj. Veți găsi soluții, veți putea să vă eliberați. Altfel, totul este în mintea voastră. Aceasta a fost citirea pentru voi, balanțele. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și mare atenție la acest studii, cursuri, călătorii, cunoaștere spirituală, în ceea ce vă implicați și aici la contracte, fiindcă s-ar putea să aveți un contract care voi să sperați că va duce eliberarea și de fapt nu este chiar așa. Deci, dacă vreți să ajutați acest canal, considerați că vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!